curățenii turistice, sub senine cu izabile de plăcere și sănătate. Moinești, una dintre cele mai frumoase zone subcarpatice ale județului Bacău, se vrebă turistul iubitor de natură și dornic să evadeze din haosul cotidian. Iată-ne Moinești, la răsplice de drumuri, un oraș udat de apă de azlomii sărat, un oraș ce reprezintă poarta țării țara. Țara ta. Povești s-au scris multe despre acest loc și oricât de multe s-ar fi spus, s-ar fi povestit, în fiecare zi, în fiecare clipă și în fiecare ceas, bătrânii munții ai Berzunțului spre creste o nouă poveste. Pădurile o vor asculta și o vor purta din înaltul spre noi. Noi, aceia care turiști, devenim personaje în această poveste, ce se scrie mereu acolo, în Moinești. În primul rând, permiteți-mi să vă adresez salutul de bun venit în municipiul Moinești, să vă mulțumesc că ați răspuns prezent invitației noastre de a participa astăzi la această conferință de presă cu tema atestarea municipiului Moinești ca stațiune turistică de interes local. Această idee ca Moineștiul să devină stațiune turistică de interes local a venit conducerii primăriei din 2011, când s-a elaborat un proiect de promovare turistică a municipiului Moinești. Cu ajutorul domnului profesor Epuran de la Facultatea de Turism de la București, s-a inițiat acest proiect și s-au făcut demersuri pentru obținerea licenței de dare la administrare în vederea executării și elaborării hidrografice pentru apele minerale terapeutice din Parcul Băinii. Aceasta fiind și una din prioritățile pentru ca Moineștiul să devină stațiune turistică. Totodată, prin hotărârile Consiliului Local, s-a mai aprobat și aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea unui areal al municipiului Moinești ca stațiune climatică și, de asemenea, pentru ca Moineștiul să devină și stațiune balneoclimaterică. Pentru stațiunea turistică de interes local s-a emis hotărârea Guvernului numărul 1602 din 2016, la mijlocul lunii februarie, și a fost publicată în Monitor Oficial din 23 februarie 2017. Pentru a prezenta și istoricul Moineștiului, am pregătit câteva slide-uri pe care o să le vizualizăm cu toții și voi comenta în timpul prezentării lor.
Aici este un citat din Ștefan Luchian. Atunci când a vizitat Moineștiul, au trecut săptămâni de când mă aflu aici și ce peisaj frumos se află din partea lor, prin partea locului. Însă frumos e un biet cuvânt, servând și nesemnat, neînsemnat, care ne spune, nu spune nimic despre splendoarea, scânteietoarea peisajului din Moinești. Un peisaj după ploaie. Aici, istorie. Cucuteni, este zona Cucuteni. Personalități de renume internațional, tezauri arheologice Cucuteni și cetățuia cel de mai înainte, galerii de artă, biblioteca publică și centrul cultural, cel în care ne aflăm astăzi aici, prima atestare a exploatării petrolului la nivel mondial în 1437, peisaj de bază, ape minerale curative, aerozonat, parteneriate multidisciplinare Roșpina, Israel, Cantemir, Republica Moldova, investiții de peste 40 de milioane de euro. Imagini din Moinești, intrarea dinspre Comănești. Aici apare și monitorul oficial, când Moineștiul în 1934 a fost declarată stațiune balneoclimatică. De asemenea, câteva schimburi de scrisori, Primăria Comunei Moinești, cu Prefectura Bacău, despre izvoarele care se găsesc și astăzi în parcul Băi Minerale. Aici vorbeam de monitor oficial. Vedeți acolo articolul 1, partea dreaptă, Comuna Urbană Moinești de Subacău se recunoaște ca localitate balneoclimatică cu toate drepturile și datoririle prevăzute de legi și regulamente privitoare la instituțiile hidrominerale și climatice. 5 iunie 1934. Proiectul de care vă vorbeam în deschiderea acestei conferințe de presă, promovarea potențialului turistic al municipiului Moinești, Simpozionul Internațional Dada și Cultura Dada, vă pot informa că în perioada 22-24 aprilie va avea loc acest simpozion, este la a 6-a ediție. Tabăra de pictură și sculptură care are loc în fiecare an, în partea a doua a lunii august. Lucrările au fost expuse în galeriile de artă de anul acesta ce e aici, la Centrul Cultural, iar cu lucrările de sculptură s-au mobilat parcurile și câteva clădiri din oraș. Întâlniri de la tabăra de vară. Da, tot în perioada 7-10 noiembrie a avut loc și va avea, tradiția va continua, Aurul Negru, denumit tradiție și continuitate în Moinești. Aici sunt imagini de la festivalul de date și colinde Ani Vechi, Ani Noi. În fiecare an, data de 27 decembrie, este consacrată pentru desfășurarea acestui festival. Participarea la târgul de turism în București. La Bacău, la centrul de afaceri. Și editarea unui album de prezentare a municipiului Moinești. Acesta este un festival care este tot la a 6-a ediție. Are loc în fiecare an, în
preajma zilei copilului, preajma datei de 1 iunie, denumit Vis de Stea, la care participă peste 300 de copii din toată România. De asemenea, odată cu zilele orașului, care au loc în perioada zilei de 8 septembrie, zilei de Sfânta Maria, care este și protectoarea petroliștilor, aceste manifestări, fiind incluse și câteva evenimente, printre care Festivalul Național de Muzică Populară și Dans pentru Copii Moineșteanca, deja este la a noua ediție, participarea este internațională. Raliul Moldovei, care an de an se desfășoară la Moinești, în perioada verii, luna iunie, a fost anul trecut, anul acesta tot în luna iunie, o competiție care este urmărită la nivel internațional și care a adus plus valoare turismului din Moinești. Despre tabăra internațională de voluntariat cu Fundația Libra, și aici este în imagine și ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii, când a fost în vizită la Moinești. Este chiar pe scaunul din biroul primar. Când scrie câteva cuvinte în cartea de onoare a orașului. Aici schimbul de experiență între elevii din englezi și cei din Moinești. Habitat for Humanity este ONG-ul care în Moinești a construit 42 de case și avem în continuare proiecte comune, mai construim acum 3. Competiția de mountain bike, care are loc în fiecare an, în luna noiembrie, organizată împreună cu cei de la ONG-ul Activ și Petromoembre. De parcul Băi, vă spuneam mai înainte, care a fost modernizat pentru un proiect cu finanțare din bani europeni de aproximativ 850.000 de euro. Și sloganul Moineștiului, promovăm valorile, stimulăm competiția, construim viitorul, alături de logo-ul municipiului Moinești. Acest proiect a fost prevăzut și în strategia de dezvoltare a municipiului Moinești, strategie care a prevăzut proiectele ce le vom desfășura până în anul 2027. Alături de acest proiect de a deveni stațiune turistică de interes local, mai stau și alte proiecte pe care ne dorim să le realizăm. Unul din ele este modernizarea și reabilitarea acestei baze de tratament care a rămas în stadiul construcția a rămas în stadiul din anul 1989. Ne dorim să dezvoltăm în această clădire atât o bază hotelieră, cât și una medicală. Pe cea medicală, probabil, dacă am devenit stațiune turistică, să dezvoltăm turismul medical, turismul de sănătate, să spun așa, într-o parte din clădire și o parte pentru a fi folosită pentru construirea locuințelor pentru specialiști și anume pentru medici, deoarece Agenția Națională de Locuințe a deschis o linie de finanțare în acest sens, pentru cei din sănătate și învățământ. Un alt proiect care astăzi este depus la Comisia Națională de Investiții este baza de agrement și aici, în locația veche a ștrandului care a funcționat tot până în anii 90 în municipiul Moinești, este un proiect de aproximativ 1,2 milioane de euro. Sperăm să prindă finanțare și să putem realiza și acest proiect. Mai avem un proiect de realizare a unui muzeu, care a fost depus la Agenția Nord-Est, nu a primit finanțare. În acest moment este depus la Comisia Națională de Investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale. Și alte proiecte care le vom da publicității atunci când vom demara studii de fezabilitate. Îl invit să ne adreseze câteva cuvinte și pe domnul senator, care a fost unul din inițiatorii acestui proiect, fiind la conducerea primăriei în anul 2011, astăzi senator în Parlamentul României.
mulțumesc pentru a schimba puțin ritmul acestor prezentări succesive. Aș vrea să vă spun că astăzi la Moinești suntem împreună cu câțiva colegi de-ai noștri, de aici din zonă, primari din județul Bacău, da? Să punctăm în primul rând prezența celor doi primari de stațiuni turistice, domnul primar Gheorghe Baciu de la Slănic Moldova și domnul primar Șilochie de la Târgu Ocna, împreună cu ceilalți primari din zonă am avut o întâlnire și o discuție legată de Asociația de Promovare a Turismului din această zonă. Ne dorim ca această asociație să devină o asociație activă și să aibă rezultate. Ne propunem împreună Moineștiu, Slănicu și Târgu Ocna proiecte complementare. Așa am gândit de pe vremea când eram primarul municipiului Moinești. Acum, în calitate de senator, este cumva o obligație cu atât mai mare ca senator ales în județul Bacău să sprijin aceste proiecte zonale, regionale. Sunt bucuros să văd că aceste întâlniri sunt lucrative și funcționează în continuare și cu toții, cred, așteptăm și rezultatele acestor întâlniri. Despre Moinești, stațiune turistică, aș putea spune că a început ca o aventură în prin anii 2010, 2009 chiar, au început primele discuții. Colegul nostru din primărie, domnul Viorel Costea, care din păcate astăzi lipsește din motive personale, a fost un susținător frenetic și el a fost cel care ne-a deschis viziunea asupra acestui proiect. Au fost mulți contestatari, mulți care nu au crezut în acest proiect, dar iată că după câțiva ani buni au apărut rezultatele. Și rezultatul, primul rezultat, l-aș numi, a fost obținerea acestui statut și publicarea monitorului oficial al României a hotărârii de guvern cu privire la declararea zonei Parc Băi din municipiul Moinești ca stațiune turistică de interes local. Sunt și trebuie să spun că suntem adepții pașilor mărunți, dar bine și temeinic făcuți. Nu ne-am aventurat să obținem un statut de stațiune la nivel național, poate sau așa, pentru că spuneam că este un prim rezultat. Celelalte pe care ne le dorim este să completăm acest blazon de stațiune turistică de interes local cu activități, cu lucruri, cu fapte care să demonstreze că acest statut nu a fost obținut întâmplător și că Moineștiul, alături de Târgu Ocna și Slănic, merită să fie stațiune și împreună să avem turiști, pentru că ăsta este principalul obiectiv pe care ne-l propunem și, bineînțeles, în planul secundar, să creăm o dezvoltare a zonei bazată pe turismul din cele trei stațiuni și nu numai, așa cum spuneam, la discuția de astăzi și în Asociația de Promovare a Turismului. L-avem alături pe domnul primar de la Toma Constantin de la Dărmănești, domnul Pitilie, reprezentantul Serviciului Județean de Turism din cadrul Consiliului Județean. Au fost prezenți aici, este prezentă doamna viceprimar de la Topteana,
Au fost prezenți, de asemenea, domnii primari Ionica Câtă de la Măgirești și domnul primar Răzvan Tudose de la Zeneș. Suntem, practic, 8 membrii fondatori asociați în această asociație. Asociația este deschisă, cu drag, cred că și colegii primari folosesc mereu acest cuvânt de colegi, mă uit că unii zâmbesc, să știți că încă trăiesc sub acest impuls creat în decursul a peste 8 ani de primar. Și, în paranteză fie spus, mă uitam la acest film care a fost făcut în 2012, a început lucrul, în 2013 a fost gata. Și mi-am uitat că toate filmările care au fost făcute, montajele, discuțiile, vizionările succesive până au ajuns în această formă, ca la un lucru care ți este foarte drag, la care știi că ai muncit și vezi rezultatele. Sunt chiar emoționat să ne întâlnim astăzi cu acest statut și mă opresc aici pentru că sunt convins că și colegii de la masă au câte ceva de spus. Mulțumesc pentru invitație și vă rog să contați pe mine în dezvoltarea turismului în această zonă. Mulțumim, senator. Dacă din colegii doresc. Bună ziua, mulțumesc domnul primar de la Măgirești că a invitat în zonă. Eu aș dori să vă spun că Târgocna în 2002 a obținut statutul de stațiune turistică de interes național și în 2013 statutul de stațiune balneoclimatică. Spuneam domnului primar că această activitate de turism este foarte importantă pentru localitate și de aceea doresc Măgireștiului să se dezvolte și noi vom sprijini cu tot ceea ce putem dezvoltarea Măgireștiului. Să dăm ca exemplu că Târgocna, din anul 2000 până în 2016, a reușit să aibă un buget de 20 de ori mai mare. Și anul trecut am avut 216.000 de turiști, cu 20% mai mult decât am avut în 2015. Deci nu este o activitate care poate fi benefică unei localități și Târgocna este printre puține localități de județ care reușește în cote defalcate să obțină venituri mai mari decât din impozite și taxe locale. Noi avem fiecare activități diferite și de aceea ne completăm foarte bine și cu Sărim Moldova și îl felicit pe domnul primar pentru eforturile care le face pentru a reuși ca Sărim Moldova să aducă cât mai mulți turiști. Dacă Sărim Moldova are izvoare pentru aparatul digestiv, pentru datarea bolilor aparatului digestiv, Târgocna are apele minerale pentru tratarea aparatului locomotor și sigur că avem și salina pentru problema pe care o avem noi stațiunile, Sănic și Târgocna, una din ele, că sunt mai multe, de ce facem cu timpul liber al turistului? Și aici trebuie să colaborăm cu Oineștiu, Dărmăneștiu, Dofteana, Măgireștiu, cu toate localitățile din Oineștiu, din zonă, pentru că trebuie să găsim obiective turistice pe care să ne introducem într-un circuit și unde trebuie să ducem turiștii care vin la tratament, stau 4 ore în mine și apoi nu au unde să meargă. Acesta este scopul cu care ne-am întâlnit. Colaborarea este foarte bună și eu sper că în viitor această zonă va fi dezvoltată din punct de vedere turistic cu toate ramurile, atât balneo, turism de sănătate și turismul religios, pentru că și aici avem multe de spus. Poate urez succes colegilor și cu mare plăcere voi veni la Măgirești, nu numai ca turist, dar și la tratament la dumneavoastră, dacă fi. Mulțumim și noi, domnul Baciu, primarul Sănii, domnul Sănii Moldova.
Da, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Sigur, cunosc proiectele Măineștiului din poziția trecută care am avut-o înainte să ajung în administrația de la Sălim Moldova. Vă felicit și îmi doresc în același timp să avem și noi o strategie de dezvoltare și un plan foarte bun care să-l urmăm și să ajungem să atingem țintele care ne propunem. Pentru că s-au spus foarte multe lucruri înainte, aș vrea să apreciez această intenție de, care sper să finalizeze foarte repede, de structura asociativă. Sigur că a pornit Consiliul Județean cu o dorință în acest sens. Este un partener al nostru și aș vrea să apreciez că se implică în proiectele noastre comune și sigur că este nevoie de mult mai mult, pentru că peste tot în lume infrastructura, interconectarea între localități este asigurată de Consiliul Județean și ne dorim anul acesta, nu știu dacă mai avem timp, dar pentru anul să punem niște proiecte la Consiliul Județean care să vizeze tot potențialul turistic de la noi. Am avut multe întâlniri și apreciez deschiderea primarilor mai vechi către primarii noi veniți și mă bucur că ne împărtășesc mie personal din experiența dumnealor și din priceperea dumnealor. Chiar imediat după alegeri am reușit să ne întâlnim. Ne întâlnim mai des decât o dată pe lună, cu Târgu Ocna săptămânal și încercăm să creionăm în viziunea potențialor turiști o imagine de zonă, nu o imagine de localitate. În sensul în care facilitățile să fie posibile să fie oferite turiștilor. Primul proiect a fost de sincronizare a evenimentelor și noi avem evenimente și dumneavoastră și imediat ne-a dus cu gândul ca fiecare localitate să promoveze evenimentele celelalte localități și, în primul rând, să nu se suprapună, pentru că noi suntem riverani și este normal ca și turiștii vizitatori, cum le spunem noi, să beneficieze. O să ajungem să aducem cu autobuzul turiștii la Moinești, la un spectacol sau la o manifestare și de la Moinești la Târgu Ocna la Stănin. În al doilea rând, este foarte important ca propunerea noastră de transport, de flexibilizarea deplasării turiștilor cu scopul principal ca să se simtă orică sunt la Târgu Ocna sau la Sălnic sau chiar la Măinești, să se simtă că sunt ca și cum ar fi în aceeași localitate. Ne dorim să apelăm și Consiliul Județean ne poate ajuta să facem acest lucru și să oferim un transport gratuit turiștilor, în așa fel încât să scutim și această poluare, pentru că fiecare mașină individual poluează mult mai mult decât un autobuz, poate chiar electric, dar este o nevoie vis-a-vis și de celelalte aspecte, cum spunea domnul jurnal de la Târgu Ocna, de petrecerea timpului liber. Eu nu vreau să lungesc vorba, urez mult succes acestui drum care astăzi recent s-a înfăptuit ca Măineștiul să devină stațiune turistică și asigur de disponibilitatea noastră de colaborare, disponibilitatea noastră de a fi partea unei echipe care împreună cu celelalte facilități de agroturism și ce mai este în zonă să putem oferi mult mai mult turiștilor noștri. Și închei prin a repeta ce am spus, că nu există în România o zonă cu un potențial așa de diversificat pe un areal așa de mic. Dacă te duci la salină, mai găsești salină, dar nu găsești la câțiva kilometri de ea ape minerale și toate terapiile. Și aș vrea să apreciez din nou această deschidere și sper ca foarte repede să avem rezultate comune. Mulțumesc tare mult pentru atât și succes! Avem aici pe domnul primar de la Târmănești, domnul Toma Constantin, un oraș care a început să se dezvolte și din punct de vedere turistic și care
Ne dorim să fie un partener de seamă în asociația noastră în ceea ce privește promovarea turismului în această zonă și de aceea rog să ne adresez și acum. Da, bună ziua, vă spun și eu. Sunt prezent aici în calitate de membru fondator la Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului. Și noi am spus asociația proiectul Totușului și Alta Slăului. Este o zonă care are resurse din punct de vedere al turismului deosebite. Sigur, Dăbăneștiul nu este stațiune turistică, dar e o țintă pe care vrem să ne o atingem în perioada următoare. Avem resurse care ne califică pentru a atinge acest obiectiv, dar astăzi ne punem speranțe în această asociație a turismului și vreau să ating un subiect pe care colegii mei nu l-au dezbătut aici. Din vara acestui an, Uniunea Europeană va finanța economia circulară. Puțin cunoaștem acest termen de economie circulară. În urmă cu două săptămâni, împreună cu domnul primar Vieru, am făcut o vizită de lucru, am participat la o vizită de lucru în Amsterdam. Acolo s-au pus principiile finanțării economiei circulare. Sigur, acest principiu se adresează unor microregiuni, cele 7 OAT-uri care astăzi au pus bazele constituirii acestei asociații pot fi o microregiune, dar pot fi vizate ca o microregiune. Și spuneam că această economie circulară își propune să identifice principalele 3-4 resurse ale zonei. Credem noi că turismul reprezintă o resursă care poate fi finanțată de Uniunea Europeană și această asociație va fi promotorul din punct de vedere al regiunii a acestor idei. Avem ambiții mari, sper, așa cum am dezbătut și în urmă cu o oră și jumătate problemele, să ne atingem aceste obiective. Am stabilit și niște termene și niște ținte. Rămâne să găsim și sursele de finanțare și, sigur, să putem spune peste nu foarte mulți ani că ideea înființării Asociației de Dezvoltare și Promovare a Turismului a fost una benefică. Vă mulțumesc, o zi bună vă doresc și, așa cum am spus, dărbăneștenii au așteptări mari de la acest proiect. Mulțumesc. Dacă cineva dintre invitați mai vreți să spune ceva? Dacă nu, dacă aveți întrebări, vă stăm în spune. Dați-mi voie să spun și eu ce am primit. Am așa o senzație halucinogenă, ca să zic. Cel puțin 2-3 domn primari de aici, foști primari, domnul senator, care nu pot să-i spun decât domnule primar, Ilie, pentru că vă apreciez foarte mult de chestia aceasta. Vă amintiți, probabil, foarte bine că acum vreo 3-4 ani, aici mai contează. Am înființat împreună, nu împreună, am fost prezent în Bacău la înființarea Asociației de Promovare a Turismului Băcăvan. Astăzi, dumneavoastră vorbiți de înființarea Asociației de Turism Băcăvan. Și, evident, eu m-am întrebat atunci încoace, dar ne întrebăm acum. Fraților, aici aveți un fel de clasă foarte frumos. Prima, oameni cu putere, cu discernământ, oameni în stare să facă. V-ați adunat ca să facem un fel de asociație zonală, nu turism. Hai la Sărnic, hai la stațiunea Moinești, ce-o fi asta, stațiunea Moinești. Dar zonal se poate face foarte mult. Turistul care n-are ce face în timpul liber, poate fi dus în toate aceste localități să vadă câte e ceva extrem de interesant, povești, cu chestii. Știți, ați fost în atâta excursie pe mine. Iată o asociație de promovare a turismului Băcăvan. V-aș întreba cine este președintele. Că atunci când am înființat-o, domnule senator Ilie, era și Corina Martin, o femeie de turism, care știe multe, și era președinta ANAP-ului. N-am dat președinte, dar la asociația avea înființată. Domnul și voi, chiar fost și dânsul la federație acolo, nu? N-ați fost la înființare? Nu știu, poate nu mi-aduc aminte. Dar au fost destul. Și acum a venit. Este extraordinar. Conferința de presă este pe
statutul oficial căpătat, deci la tine sunt biserică, dar noi ne știu. Grozav. Aveți fără urmă în mânturi, v-ați venit cu toate întâmplări la chestia asta. Părerea mea este, discutam și cu colegii mei de aici, cred că, până la urmă, Mâinești devine o capitală culturală a județului Vaslui. Sunt atâtea evenimente într-un an, mai multe decât în Bacău, în Mâinești, orașe mari, mai mici, Comănești, tare, tare, chiar așa de slămit. Dar nu neapărat să fie mult, mult, mult. Să fie importante și interesante, astfel încât atunci când eu vin cu un autocar de turiști, se poate vedea ceva să zică, băi, ce am văzut. Și așa mai departe. Deci, am acest sentiment de amenințare, cum zic, asociația de promovare, unde, când, cum, că de pas să vă clarific eu. Vă rog, chiar asta vă rog. Bun. Deci, experiența din spațiul public, aș numi eu, da, mă face să cred că sunt lucruri care se fac de dragul de a se face și de a epata în spațiul public cu diverse lucruri. Și sunt lucruri care se fac din crezul și din credința că trebuie făcute și că pot fi de folos. E, cam asta e diferența între acea asociație care a pornit atunci cu un entuziasm pe care eu mi-l amintesc și mi-l amintesc foarte bine și pe doamna președinte Arnaț și pe ceilalți prezenți acolo din partea CJ. Dar eu cred că nu a funcționat pentru că nu a fost un interes direct. Aici, fața dumneavoastră, sunt câțiva primari care au acest interes. Deci, noi nu înființăm o asociație de dragul să mai fim membri undeva sau dânsii acum, ca să fiu și să vorbesc conform lunii martie 2017. Discuția la care am participat, pentru că această discuție legată de această asociație a plecat de anul trecut, vă amintiți la zilele municipiului Mâinești, cred că a fost o întâlnire, dacă mă amintesc, da, după care a fost la Zilic Moldova, au mai fost câteva întâlniri și noi suntem într-un calendar al discuțiilor pe care sperăm să-l finalizăm cât mai repede și să semneze domnul primar această asociație și ea să devină funcțională. Deci, cred că va funcționa pentru că există dorință din partea tuturor celor participanți astăzi aici. Altfel, n-ar fi venit de atâtea ori la întâlnirile pe care le-am organizat pentru aceste dezbateri cu privire la statut, la constitutiv, la conducere. Legat de conducere, dați-mi voie, eu fiind neutru și nemai fiind primar implicat, eu cred că această, cel puțin primul președinte, să fie un primar al unui oraș stațiune. Da? Vă trei stațiuni aici, deci care? Da. Haideți să vă spun eu. Mâineștiul e prea tânăr și mă uit în partea aia acolo spre Slănic Moldova, care este perla Moldovei și vrem cu toții, cred că tot județul Bacău vrea să redevină perla Moldovei și pentru asta toți trebuie să facem ceva, să sprijinim atunci când un coleg de-al nostru este într-un anumit impas și Slănic Moldova, din informațiile pe care le am și din discuțiile avute cu domnul primar, este într-un impas și financiar, în principal, și riscă să fie blocată activitatea acestei stațiuni și eu mi-aș dori ca mesajul pe care eu îl transmit acum este să primească sprijin cel puțin acum la aprobarea bugetului pe 2017, pentru că una e să ajuți oricare altă localitate din județul Bacău pentru nevoia de apă, canal, școală, lumină și celelalte. Și altceva este ca o sumă identică să o dai stațiunii Slănic Moldova, pentru că ea reprezintă totuși perla, da? Județului Bacău. Deci, revin, între Slănic Moldova
Târgu Ocna. Îi lăsăm pe domnul primar să decidă acolo, dar eu mi-aș dori ca unul dintre dânsii să fie primul președinte, da? După care, simplu și natural, se va face o președinție prin rotații, așa cum vedem că este, să spun, practicat chiar și la nivelul european și în alte asociații. Legat de Moinești, sincer mă flatează și pe mine și pe toți moineștenii și pe domnul primar sunt convins la fel și colegii mei de aici care au depus eforturi ca să se vorbească despre Moinești ca un pol cultural al județului Bacău. Aș spune că nu cred că sunt mai multe. Sunt poate mai vizibile cele de la Moinești sau poate impactul și lăsați-mi în modestia noastră la Moinești să încercăm noi să devenim capitala județului. Dar evenimentele pe care le avem acum la Moinești sunt iarăși venite dintr-o nevoie de dezvoltare chiar turistică. Pentru că noi la Moinești vorbim de turism cultural. Noi nu vrem să facem nici o salină la Moinești să ne concurăm cu Târgu Ocna și nici izvoarele să le aducem sau să cumpărăm un izvor la Slănic Moldova ca să fie un ton cu discuțiile zilei, să ni-l asumăm noi, domnule, izvorul nostru al moineștenilor. Nu. Noi avem și noi izvoarele noastre. Ne dorim o bază de tratament aici. Și sunt discuții pe care personal le-am cu colegul meu senator și ministrul al sănătății pentru a veni la Moinești și, de ce nu, și la Târgu Ocna și la Slănic. S-ar putea să vină la inaugurarea secției de radioterapie de la Spitalul Județean, deci chiar în luna aceasta, martie, și să-i prezentăm potențialul acestei zone. Eu l-am provocat pe domnul ministru la o dezbatere publică despre turismul balnear în România, ceea ce nu s-a făcut în ultimii ani, din cunoștințele mele și din informațiile pe care le-am discutând și cu Institutul Național Balneo și cu Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism, instituții pe care le avem în cadrul structurilor de conducere a Guvernului României, dar care uneori sunt uitate și ele ar putea să ne fie de un real folos în dezvoltarea acestui turism în zona noastră. Ca să, dacă îmi permiteți, Îi mulțumesc domnului senator că are așa mare grijă și n-am vrut să dau pe afară așa de prea multă laudă. Dar nu pot să... trebuie să constatăm cu toții că chiar există o solidaritate și astăzi suntem formali așa la conferința de presă, dar noi ne întâlnim frecvent în diferite medii și vorbim despre dezvoltarea comunităților noastre. Și aș zice așa un mic amănunt, chiar alaltă seara când ne-am întâlnit, că a fost o nevoie să ne întâlnim cu soțiile de 8 martie, s-a discutat de solidaritate în ceea ce privește ajutorarea cu utilaje. Că noi nu avem un utilaj, da? Dărmânești oare 3 basculante, Moinești, hai să ne ajutăm. Adică, solidaritatea care dumneavoastră, majoritatea din presă, știți că au oamenii la Habitat Formentică, vin și construiesc case. Și aici aș face o paranteză. Este o dovadă cine credea în 2004, când am înființat Asociația Habitat Formente în zonă, că va reuși această asociație să ajute așa mulți oameni. Lucrurile au, timpul a trecut și lucrurile sunt dovada, faptele sunt dovada că se poate. Și eu vă asigur că, dată calitatea acestor oameni care sunt astăzi aici la masă, uman în primul rând și profesional de meserie și de solidaritate, eu am mari speranțe că lucrurile vor evolua. În același timp, trebuie să credem cu toții că numai cu o viziune macro, comună, vom reuși să dezvoltăm această vale a Trotoșului. Nu ne putem separa, cum fac
unii colegi de-ai noștri, că trebuie să spunem lucrurile pe nume, da? Nu poți să te separi, să faci o insulă. Nimeni nu încurajează acest lucru. Ar însemna ca fiecare să inventeze roata în comunitatea lui. Roata deja se învârte. Noi trebuie doar să facem acest lucru să fie într-un ansamblu. Și mai mult am vrut să iau cuvântul ca să mulțumesc încă o dată domnului senator, domnului primar interimar de la Mâinești, vecinului meu și prietenului domnul Șirochi, domnului primar de la Dărmănești. Sigur că este foarte plăcut să fii partea unui proiect de acest gen și sperăm ca așa, să se poate face peste ani de zile o comparație între zona de est a Bacăului, Bacău, Bucu și cealaltă, și zona de munte a Bacăului. Să vedem cum ne dezvoltăm, ce viziune avem și să avem sprijin. Cum a spus domnul senator, eu nu cer pentru un interes al meu, dar sunt etape care, dacă le pierdem în dezvoltarea comunității, mă gândesc la aceste culoare de finanțare la care acum putem să apelăm. Dacă nu primim un sprijin, sigur că acest tren care l-am pierde acum nu o să mai vină niciodată și o să trebuiască să mai așteptăm ani de zile ca să găsim, să vină o altă oportunitate. Mulțumesc! Dacă mai sunt întrebări... Dar cu Bucaiul la locul. Salutăm ideea de activitatea asociației în care suspendătorul de sectoriezi prin provarea corpului. Am zis cum e. Fost chiar un polarizator al proiectului. Se vor face pași pentru a fi inclus în municipiul Unesc. Referitor la lupta pentru lupta cu ghilimele, pentru impunerea acestei asociații ca să fie în vedere cu viața comunității Valea Cursului și Valea Tazăului, am aflat că este un precedent în localitățile din zona Mursul Abuseni, unde e zonă care are un potențial foarte puternic. Primarii se confruntă cu lipsa unui sprijin guvernamental, deci în partea guvernului. S-au unit 20-30 comuni, toate localității, pentru a avea o strategie de dezvoltare în acest sens. Vorbesc cu domnul senator dacă ar fi să inițieze un proiect cu ceva de viață în privința aceasta. Ca București să știe la Parlamentul. Privitor la constituirea asociației, au fost trimise invitații către toate localitățile din partea de est a județului, să spun, de partea de vest a județului, partea Văii Trotușului și Tazlăului. Au răspuns cei care sunt de față aici și primăriile din Zemeș, Măgirești, care în acest moment nu sunt reprezentate la această conferință de presă, dar care au participat astăzi la întâlnirea asociației și la care s-a stabilit modalitatea de primire a noilor membri în această asociație și anume a membrilor asociați. S-a stabilit prevederi în statut pentru acest lucru. Mai mult decât, inclusiv pentru partea persoanelor juridice sau persoane fizice. Mai mult decât atât, această asociație nu se va numi Asociația de Dezvoltare și Promovare a Turismului Bacău, ci va avea o denumire la care lucrăm și anume ceva legat de bazin Tazlău și Trotuș. Privitor la a doua întrebare, da, mă preocupă sursa de finanțare. Este foarte adevărat că primul pas este să avem o strategie de dezvoltare a turismului. Așa cum știm, cel puțin din fondurile structurale, din fondurile europene, nu se finanțează decât proiecte care sunt incluse în astfel de strategii. Ce pot să vă spun? Ca și calendar imediat, miercuri la ora 13, vom avea o discuție la Comisia de Afaceri Europene, de unde sunt membru, cu doamna comisar Corina Crețu,
Și mai mult decât atât, în discuțiile pe care le-am avut inclusiv cu doamna vicepremier, ministru al dezvoltării regionale și fondurilor europene, cu doamna Seri Saidec și când a fost la Bacău, și sper să am o discuție și cu noua ministră a fondurilor europene, legat de 2018, care a fost stabilit ca an de evaluare a implementării și a cheltuirii banilor de pe acest program de finanțare. De ce vreau să am această discuție? Pentru că evaluarea va trebui probabil amânată spre sfârșitul anului 2018 și se va evalua fiecare linie de finanțare, se vor vedea atunci ce proiecte au fost depuse, ce contracte au fost semnate și acolo unde se constată că există riscul să nu se cheltuie banii, acei bani vor fi redistribuiți pe alte axe unde au fost solicitări. Vreau să vă spun că prezent aici la masă cu colegii mei primari și cu Moinești Stațiune, voi milita ca acea axă, cred că e axa 7-1, da? Care din păcate a fost închisă. Și Moineștiul nu a fost eligibilă să aplice, Slănii Moldova nu a reușit să aplice pentru niciun proiect, domnul primar a aplicat pentru un proiect, după câte știu, da? Așa? Dar cu siguranță vom reuși să creionăm în perioada următoare și alte proiecte pentru zonă. Și atunci ne va fi de un mare ajutor să se redeschidă această axă și să se realoce bani de pe alte axe, cum spuneam, pe axa de promovare turistică. Deci, este și v-am dat un calendar direct cu acțiunile pe care le voi întreprinde în continuare. Dintre primarii prezenți aici, cred că unul singur are o situație delicată. Și când zic asta, mă refer la Slănii Moldova. Care este stadiul acestor primari legat de exploatare, încețe de exploatare izoarele? Da, mulțumesc că îmi puneți această întrebare, pentru că am posibilitatea să explic ceea ce fac zilnic. Este prioritatea zero la momentul acesta, în afară de situația financiară dificilă în care suntem. Suntem în situația juridică foarte, foarte dificilă a terenurilor de la izvoare. Dacă la Târgu Ocna izvoarele sunt în domeniul public al UAT Târgu Ocna, dacă la Moinești izvoarele sunt în domeniul și licența este a UAT-ului, la Slănii Moldova suntem în lupte, suntem pe baricade la momentul acesta. Chiar astăzi a venit reprezentantul ANRM pe zona Moldovei în zonă să facem încă o dată constatări și discuții în teren. Licența nu este acum acordată nimănui. Cel mai mare, cel mai vehement dornic să ia licența este Institutul Balneo. Ne-am făcut interpelare în Parlament, pentru că Institutul Balneo este singurul organism care certifică asemenea ape și ar fi poate un conflict de interese să-și certifice lui dacă ar primi licența. Dar peste asta, situația juridică a terenurilor, întrucât suntem trei proprietari de terenuri pe aceste resurse naturale, dacă licența nu vine la OAT, atunci se va întări, se va crea un conflict suplimentar între viitorul proprietar de licență și proprietarii de teren. Am argumentat și înscris și astăzi am avut o ședință și cu întreprinzători de la Slănii Moldova la cererea dumnealor, pentru că sunt îngrijorați ce se va întâmpla. Avem ape minerale care sunt oprite la momentul acesta și vrem neapărat să facem tot efortul în acest sens. Avem colaborare săptămânală cu domnul senator, ne întâlnim și discutăm. Avem adrese trimise și sperăm ca foarte repede să primim această licență, pentru că este singura modalitate prin care putem să abordăm dezvoltarea stațiunii Slănii Moldova pe strategia pe care noi o avem în vedere. Dacă Slănii Moldova s-a dezvoltat în jurul acestor izvoare și este acum la nivelul de dezvoltare la care este în principal datorită acestei resurse. Imaginați-vă dacă vine un alt
gestionarea acestor resurse și stabilește alte priorități. Cum ne vom dezvolta noi sincronizat cu acel întreprinzător, potențial întreprinzător. Vă asigur că facem toate demersurile ca foarte repede această licență să vină la OAT și să putem să punem proiecte comune. Noi suntem proprietari pe calea de acces și lângă calea de acces este izvor la care este un alt proprietar. Este foarte greu să ai viziune comună, pentru că un proprietar privat are activitate economică și vrea cât mai mulți bani. Primăria schimbă interesul comun al tuturor întreprinzătorilor și sigur că avem cele mai mari șanse să se întâmple acest lucru. Mulțumesc! În de Târgu Ocănească aveți o situație, să zicem, mai avantajată precum primarul de Măinești, nu avem licența. Vă gândiți să oferiți expertize arătute de primarul de Măinești sau susținerea primarului de Zvănic? În anul 2000, când am cerut licență de primărie, a fost o surpriză și pentru Agenția Națională de Resurse. La vreme respectivă erau agenții economici care aveau aceste licențe și am reușit pe mă să luăm pe primărie și se pare că a fost o soluție bună, pentru că indiferent cine este primar sau ce consiliul local ar fi, are interesul ca aceste izvoare să funcționeze. Pentru că situația de la Stănic, când unii opresc, alții pornesc apa, nu este benefică localității, pentru că nu este vinovat turistul că în decursul anilor a existat acolo mai mult un transfer de proprietate pe diferite căi. Felicit pe domnul primar pentru efortul pe care îl face și sperăm că până la urmă se poate rezolva această problemă. Noi avem cu Institutul Național relații foarte bune și având în vedere că avem multe localități în zonă, eu sunt reprezentantul orașelor din România într-o comisie interministerială unde analizăm propunerile localităților care au potențial turistic, care în planul național de amenajare a teritoriului, dacă aceste localități nu apar cu potențial turistic natural sau antropic, ele nu pot promova proiecte în turism. Și fiind reprezentantul orașelor, susțin toate localitățile din județul Bacău care depun această documentație și chiar îndrumăm, să facem acest lucru și prin asociația pe care am înființat-o, îndrumăm localitățile să depună această documentație. Această comisie se întâlnește periodic la București, când apar dosare și apoi apare hotărâri din guvernul care sunt trecute aceste localități. Este păcat să nu valorificăm mai bine potențialul turistic care există în tot bazinul, totuși, așa cum spunea și domnul primar, dacă ținem cont de afluenții trotușului, noi putem promova proiecte pe trei regiuni de dezvoltare și pe patru județe, având în vedere că trotușul izvorește din Arghita, Oituzul din Bovasna, avem deja regiunea 7, avem regiunea 1 Neamț-Bacău, regiunea 2 Adjudul, unde se varsă trotușul, sigur, Caslău este afluent al trotușului, și sigur Coneștiul, care are Cașinul și noi dorim să vină alături de noi, și pe aceste bazine să putem dezvolta proiecte care să fie interesul localităților și sigur al cetățenilor, să dezvoltăm această zonă pe potențialul pe care îl avem. Mulțumesc! Cum veți reuși să aducați această problemă asociativă? Înțeleg că sunt dorințe privată așa cum oameni. Înțeleg că reivindicații au fost făcute la multe momente, este neapărat onorate. Cum veți reuși totuși să țineți politica de parte de această formă asociativă a unor comunități învecinate care se pot ajuta și se pot promova reciproc? Da? Aveți experiența administrației publice locale, vedem ce se întâmplă cu politica la fiecare 4 ani. Au venit de la sine. N-au venit peste noapte, să știți. Într-adevăr, au mai fost întâlniri, au mai fost discuții, au mai fost încercări, așa cum a subliniat foarte bine și domnul Dodone, dar acum eu cred că va porni. Și odată ce va porni și va avea și rezultate, eu nu cred că politicul mai poate influența decât pozitiv. Adică să vină și să sprijine. Da? Vreau să precizez că aici la masă avem aproape tot spectrul politic, da? PNL, PSD, ALDE. Da? Ne-am întâlnit nu politic, ci ca un interes ca și cred că și va rămâne în continuare așa cum îi cunosc pe
Le spun în continuare colegii mei, da, nu vor fi probleme din cauza politicului, ci cred că politicul va reuși să ajute. Și domnul primar de la Moinești, împreună cu mine și cu colegul meu, vom face demersuri către zona noastră politică și vom cere sprijin de acolo. Domnul primar Șilochii de pe zona politică, domnul primar Baciu de pe culoarea politică. De ce nu mi-aș dori, dacă vreți să încheiem, pentru că va trebui să încheiem această conferință, da, pentru că începe spectacolul de teatru imediat, visez să fac un partid al primarilor, fără culoare politică. Adică interesul partidului să fie cel al locuitorilor principal. Nu știu cum e așa. Nu știu mai neștept. Știu că sunt de la noastră. Cum a ajutat pe primarul Veznănic, pentru că mă leagă și o bună prietenie, o colaborare de ani de zile, pentru a obține licență sau dacă veți face împreună de mers, dacă aveți părinții, domnul primar de Târmănești, dați-mi un deadline în momentul în care Târmănești sau ce pașa să rupe că Târmănești să ajungă în oraș stațiune, e un obiectiv interesant, și de o feamă este singura comună de aici, pe teritoriul care înseamnă un izvor. Da? Vă gândiți... Și un castel? Două secunde, că adresez întrebarea ca să spun că m-a întrebat și mi-a ce veți face pentru a deveni, nu știu, pentru a promova, pentru că puțină lume știe de acel izvor. Acum mă reprima. Haideți să începem ca să închei eu, de la Dofteană. Da. Bună ziua, am spus și eu. Vă mulțumesc domnului primar pentru invitația de a participa astăzi la finalizarea, spun eu, actului constitutiv pentru înființarea acestei asociații pentru promovarea turismului. Vreau să vă spun că UAT-ul Dofteana a acceptat participarea la acest proiect nu numai ca pe o promovare, dar și din dorința de a promova turismul la nivelul comunei Dofteana. Domnul primar Șiroșu spunea despre izvorul domnii sale de pe raza UAT-ului, domnul primar Baciu la fel. Într-adevăr, pe raza comunei Dofteana există un izvor despre care poate puțin dintre noi cunosc, izvorul Cinget, care are aceleași proprietăți cu cele ale unui izvor de pe raza UAT-ului Slănic Moldova. Ne gândim ca în perspectivă să îl modernizăm, să captăm. O să vedem la nivelul Consiliului Local ce hotărâre vom lua. Nu este singurul și poate deveni singurul punct de atracție al comunei. Avem un parc dendrologic pe o rază de aproximativ 8 hectare și jumătate, al cărei poveste foarte puțin o cunosc. Avem castelul Ghica, iar care merită un obiectiv vizitat și iar foarte puțin cunoscut. Comuna este mică, dar poate cineva spunea că la umbra marilor stejar cu greu mai crește ceva. Între 4 orașe stejar, eu vă pot spune cu mândrie, comuna Dofteana va crește ca un brad și își va croi propriul canal de promovare a turismului și cred că o să învățăm împreună cu cele 4 orașe să coabităm și cred că viitorul apropiat, numele comunei Dofteana, va fi pronunțat mai des. Și îmi place să cred ideea aceea pe care am auzit-o în filmul care mi s-a prezentat, turism viitor la timpul prezent. Vă spun turism la timpul prezent și în comuna Dofteana. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne! Așa cum spuneam, una din țintele noastre este să, ca și dar nu știu, devenim stațiune turistică. Am făcut pași concreți, am fost evaluați și chiar săptămâna care se încheie la Dănânești, și cineva de la Ministerul Turismului, am făcut primele evaluări, mă bucură că, din punct de vedere al punctajului Dărmăneștiul, se poate califica. Urmează să facem parte din acel plan național la care a făcut referire domnul primar de la Tudona. Am convingerea că ne va sprijini, după ce va fi emisă acea hotărâre de guvern și Dărmăneștiul se va găsi pe lista localităților cu potențial turistic. Pasul 2, obținerea statutului de stațiune turistică. De interes local, așa cum am spus. De avansat în termen? Undeva? Aș vrea încă să, da, să... Eu vă întâlnesc ca în mandatul de 4 ani să ating acest obiectiv. Încă din 2013 noi am încheiat un acord pentru obținerea licenței de exploatare a izvoarelor minerale din Parcul Băi.
Cred că același lucru se întâmplă acum și la Slănic, pentru deja trei izvoare știu că au fost cumpărate și recumpărate de primăria Slănic și urmează și celelalte. În viitor apropiat încheiem un nou contract cu Agenția Națională de Resurse Minerale pentru obținerea licenței, pentru că nu am obținut-o până acum. Și cred că suntem o echipă alături de stațiune deja consacrate Slănic și Târgu Ocna și împreună vom dezvolta partea turistică a zonei. Mai mult decât atât, la această conferință de presă s-a vorbit și de evenimente. Iar chiar astăzi am dorit să punctăm cu un eveniment și anume deschiderea stagiunii teatrale la Mănești, în această locație care, după cum vă spuneam la început, municipiul Moinești a lucrat la câteva proiecte. Unul din ele este și reabilitarea acestei locații și anume Centrul Cultural Lira. Și în această seară v-am spus că va fi deschisă stagiunea teatrală de către Teatrul George Bacovia din Bacău, urmând piesa Omul care a văzut moartea și până la sfârșitul anului, în fiecare lună, va rula aici pe scena acestui centru o piesă de teatru. În luna februarie, la mijlocul lunii februarie, a avut loc deschiderea stagiunii filarmonice din Bacău cu un concert. Va mai avea loc un alt concert în perioada sărbătorilor de Paște și în fiecare lună participarea unui quartet cu spectacole. Mai mult decât atât, în luna septembrie, când sunt și zilele orașului, vor fi din nou concerte ale filarmonicii și în perioada sărbătorilor de Crăciun. În încheiere, eu aș vrea să mulțumesc colegilor primari de la această masă care ne-au onorat cu prezența, de asemenea domnului senator și știu că va fi prezent mereu alături de municipiul Moinești aici, este casa lui de suflet și nu numai, dar am spus, am punctat aici, este casa lui de suflet, aici a activat ca primar 8 ani și ceva, mi-a lăsat o moștenire bună, mulțumesc pentru asta și cred că împreună vom face lucruri frumoase pentru Moinești. Mulțumesc și dumneavoastră pentru participare și vă mai așteptăm și de asemenea vă adresez invitația de a participa alături de noi la vizionarea acestei piese de teatru. Mulțumesc.